Cei 138 de ani de la nașterea lui Brâncuș vor fi rememorați prin artă, dar și apariții tipografice. Vor fi organizate vizite atât în satul natal al lui Brâncuș, dar și în Craiova, acolo unde artistul și-a petrecut o mare parte din timp. Le-am propus și a fost acceptat cu bucurie o vizită, o deplasare la Craiova în locurile legate de biografia lui Brâncuș. Și anume vom merge la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii, unde vom putea vedea muzeul, vom putea vizita muzeul școlii, care adăpostește încă lucrări făcute în perioada în care Brâncuș era elev al acestei școli. Conducerea Centrului Municipal de Cultură va aloca anul acesta sumă de 25.000 de lei pentru aceste acțiuni. Ne luăm o marjă de siguranță și anul trecut a fost în jur de 20.000 de lei, dar nu este obligatoriu să fie cheltuit tot. Ceea ce se economisește poate fi folosit la alte manifestări în cursul anului 2014. Manifestările vor debuta pe data de 19 februarie.